Sigur că mă simt mai bine în poezie, dar m-am învățat de o viață, și acum chiar pot spune că de o viață, că am 70 de ani, să fac cercetare, să mă ocup cu cercetarea. Ori când existența diurnă, existența ca perpetuitate, devine a doua natură. Deci mă simt și în a doua natură la fel de bine. Nu mi-aduc aminte de neapărat de poezie, dar de un fel de predicție, un fel de presimțire pe care am avut-o foarte, foarte, să zic, în pruncie. Nu sub aspectul unei literaturi scrise sau unui contact direct cu cartea, ci cu un fel de reverie, cu un fel de senzație că mă voi desprinde din cotidian, sau eram cu mintea desprinsă din cotidian. Un fel de înțelegere din asta subsecvențială, să zic, a lumii, că nu prea poți să ai două dorințe deodată să se împlinească, deci trebuie neapărat o renunțare. Trebuie neapărat să renunți la ceva, la ceva foarte important sau esențial pentru tine, ca să dobândești ceva la fel de important și de esențial, dar care este nepământesc, neobișnuit pentru lume. A început foarte interesant și cu totul pe alte căi, deci a fost numai un fel de intermezzo Eminescu, care a devenit apoi preocuparea fundamentală. Adică, mă rog, m-am oprit și m-am cantonat în el mulți ani. Am vrut să fac o teză care era la jumătatea drumului dintre lingvistică și literatură, pentru că nu eram prin vocație lingvist, lucram la Institutul de Lingvistică al Academiei, la Dicționarul Tezaur, unde îmi plăcea mult să fac, dincolo de imensitatea de lucru și de acribia și cunoașterea unor zeci de domenii, de la ichtiologie până la greacă veche, până la eu știu ce. M-am învățat cumva acribia unei discipline, unei atenții obligatorii la text. Și pentru că totuși nu era prima mea dragoste, ci literatura, am vrut să fac metode moderne de analiza textului literar. Am ajuns la structura de balada Luceafărului și sigur că, fiind obișnuită cu o muncă asiduă, am început să citesc tot ce s-a scris despre Luceafărul, ceea ce era ceva imens, că nu numai în lingvistică, ci sigur și în literatură. Și așa au început cei 20 de ani de citit despre Luceafărul și, pe urmă, de scris alți 20. La mitul Eminescu nu vreau să mă refer, pentru că mitul Eminescu a fost extrem de deformat, și în bine și în rău. Am scris și despre asta destul de mult. Pericolul mitizării este mai mare decât al demitizării, pentru că mitizând pe cineva, pur și simplu nu-l mai citești cu atenție, nu mai e proaspăt, devine îndepărtat și neatractiv pentru tineri. Deci orice tânăr care citește un scriitor ajuns la mit, nu-l mai poate gusta, pentru că dintr-o dată devine pentru el ceva străin, extrem de depărtat. Dacă nu l-ar fi mitizat pe Eminescu succesivele generații care au avut nevoie de mitizarea asta pentru a flutura un stindar sau altul, de obicei foarte contradictorii. Dar problema este că Eminescu era de toate. Și depinde ce segment din el decupezi și exacerbezi, că poți exacerba ușor, el făcând cu patimă totul, se poate exacerba aici sau acolo și așa și face un standard perfect valabil. Dacă obscurizezi ușor, nu foarte tare, ușor celelalte aspecte. Orice scriitor genial, mare de tot, este foarte bun pentru în special Eminescu, dar de cunoscut nu-l cunoaște aproape nimeni. Deci n-are nicio fascinație că nu-i cunoscut. Este cel mai necunoscut poet al tuturor
întregii literaturi române. Toată lumea știe pe din afară, dar nu-l citește cu atenție. E adevărat că el s-a cenzurat, s-a autocenzurat opera Antumă. Și opera Antumă a fost cumva ca orice om care trăiește într-o epocă, cumva făcută într-un fel de contact cu gustul epocii sale. A făcut respectivele, cum să zic, concesii epocii romantismului, așa, dar citit numai în ceea ce n-a publicat, îți dai seama de o operă magmatică, de o urieșenie de trăire și de vâlvătaie intelectuală. De când eram copil. Era ceva firesc, așa, mă rog, toate fetele adolescente scriu, cred eu. Mă rog, cele care nu sunt preocupate, că mie nu-mi plăcea să stau în grupuri, mie nu-mi plăcea să merg la strand cu fetele, mie nu-mi plăcea. Deci fiind așa o singuratică și care mi-a, adică o singuratică pentru care singurătatea e un eden, nu invers, adică nu sufeream niciodată. Plăcerea, bucuria, uriașa mea bucurie era când nu erau părinții acasă, mai târziu când eram măritată, când nu era soțul acasă, deci mie îmi trebuia singurătatea, în modul organic îmi trebuia asta. Fiind așa, evident că am scris dintotdeauna, dar n-am avut revelația necesității sau a importanței scrisului ca manifestare socială decât mult mai târziu, când eram la facultate și eram colegă cu Ion Alexandru, chiar colegă de grupă, de an, și cu Ana Blandiana, deci cu doi mari poeți. N-am scris atunci. M-a dezamăgit ceva din lumea literară, deși mergeam pe la cenacluri din când în când. Ceva m-a dezamăgit, probabil profund, pentru că am fost așa revoltată de unele lucruri, încât m-am măritat cu un inginer care nu trebuia să discut de literatură. Eu am început să scriu serios în sens, prin 87 am debutat într-un volum. În ideea să mă manifest ca poet. Noi români avem poeți cu adevărat autentici și cu adevărat mai mari decât, cum zicea Marta Patriu, mai mari decât vrem să recunoaștem sau decât recunosc occidentalii. Din cauza barierei limbii, bineînțeles. Dar chiar autentici de tot și poete foarte bune avem. Poezia asta iarăși foarte tânără, care încă nu i-a ajuns așa la un anume renume, mă obosește din cauza că este, cum să spun, mult artificială și și prozaismul este artificial și poematismul, ca și astea de cenaclu, care sunt și ele artificiale. Adică ce aș cere eu poezie din totdeauna, tinere sau matură, ar fi autenticitatea, care e foarte greu de găsit. Despre Blaga, care este iarăși un mare, un foarte uriaș scriitor, tot la fel de neînțeles sau foarte puțin înțeles la adevărata lui magnitudine, pentru că o să spun ceva care șochează în general, dar eu pot să aduc argumente. Comparația lui cu Arghezi este absolut jalnică, este uriaș de mare față de Arghezi. Arghezi este un foarte bun meșteșugar. Toată tradiția noastră poetică de la Arghezi încoace s-a bazat pe această, într-adevăr, necesară și obligatorie învățare a meșteșugului literar și a inventivității cuvintelor și a versurilor și a tot ce vrei și a gândurilor chiar, mă rog. Dar Blaga este cu totul altceva, este o profunzime. Este complex de înțeles, din păcate. Puțini specialiști îl înțeleg, dar prea puțin față de cât ar merita. Și nici în poezie nu-i suficient de mult cunoscut, deși s-a scris foarte mult și oameni cu mare competență, dar nu-i gustat la adevărata lui valoare. Probabil că de Blaga, dacă mă voiam scrie critică, sigur Blaga va fi. Și poezie cât voi mai putea.